Timișoara va fi legată de Belgrad printr-o autostradă. Ministrul sârb al construcțiilor, transporturilor și al infrastructurii a semnat acordul interguvernamental Serbia-România pentru construirea autostrăzii de 143 de kilometri de la Belgrad la Timișoara, lucrările urmând să fie demarate anul viitor. Important e ca sârbii să nu ajungă cu autostrada la graniță, iar noi nici măcar să nu începem. Mai multe discutăm cu Alin Șerbănescu, portătorul de cuvânt al Ministerului Transporturilor. Bună dimineața, vă mulțumesc, domnule Șerbănescu. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Ce ne puteți spune despre acest proiect și când va începe licitația pentru execuție? Practic, în acest moment, proiectul este în faza în care se va finaliza studiul de fezabilitate. În toamna acestui an, studiul de fezabilitate va fi finalizat, iar imediat după aceea vom începe procedurile de pregătire a documentației în vederea lansării la licitația contractului pentru proiectare și execuție. Estimăm că acest contract va fi lansat în licitație anul viitor, în primăvară, ceea ce ne va permite să, dacă lucrurile merg cursiv, tot anul viitor să avem anunțat deja un câștigător. Înțelegem că a mai fost o tentativă de a se realiza nu autostradă, ci un drum expres, însă lucrurile nu s-au concretizat. Inițial s-a dorit autostradă, dar undeva prin 2016, dacă nu mă înșel, în urma studiilor de atunci, se ajunsese la concluzia că ar trebui construit un drum expres. Noi am revăzut, de fapt, toate valorile de trafic și tot interesul pe care îl va reprezenta această autostradă și am ajuns, în urma acestor măsurători specifice și valori specifice, la concluzia că totuși este nevoie de autostradă și ca atare studiul de fezabilitate pe asta se concentrează, pe construirea unei autostrăzi. Înțelegem că partea sârbă se bazează pe fondurile europene pentru construirea tronsonului de autostradă? Partea sârbă a dat asigurări că va găsi fonduri și, având în vedere că în ultimii ani Sârbia au reușit să construiască, dacă nu mă înșel, undeva la 400 de kilometri de autostradă, nu cred că este o problemă, dacă vreți opinia mea, în a găsi fonduri. Și, de asemenea, noi vom construi această autostradă prin fonduri europene. Acum, Serbia știm că nu este țara Uniunii Europene, dar în mod sigur vor găsi fondurile necesare, mai ales că reprezintă și pentru ei un punct de interes această autostradă până la Belgrad-Vatin. Iar pentru noi este cert că vom construi această autostradă din fonduri europene, deoarece ea se află în master planul de transport general al României și în planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2020-2030. Există un orizont de timp până la care am putea vedea această autostradă gata? Doar după ce vom avea studiul de fezabilitate finalizat și vom vedea exact care este complexitatea construcției, vom calibra astfel timp încât să avem un orizont de timp, dar și o sumă, pentru că până la finalizarea studiului de fezabilitate nu poți să știi exact cât de complexe vor fi lucrările și automat cât vor costa și cât vor dura. Vă mulțumesc foarte mult, Alin Șerbănescu.